Salutare din nou! Azi vă prezint noua achiziție. Am zis să vă schimb. Nu ca asta la schimbător, că asta chiar nu mi-a plăcut deloc. Și după cum se vede, de la RGVC am comandat o nucă, sper să se potrivească, pentru că în descriere mi-a arătat doar pentru Polaris, Can-Am și absolut nimic despre CFM-ul. Deci cam așa arată. Ai un grip mult mai bun, deci e mult mai ok față de asta de originală. Acum să vedem dacă am și căzut. Merge sau nu? Deci cam așa arată. Rezoluție perfectă aici, cam asta e. Ba da, hai că am reușit. E și puțin... Da, e și puțin mai înaltă, dacă e mai mare. Și o să fie mai mult de ajutor. O să fie mai practică. Deci, cam așa. Ia să vedem. Da. Deci. Asta e noua nucă pentru schimbător. Deci chiar arată... Bine, de arătat oricum arată mult mai bine. Era să dau cu asta jos. Dar cu siguranță, da. E mult mai practică. Deci chiar e mult mai ok. Trebuie să o strâng acum definitiv. Da. Să mă las ceva de genul, cam așa ceva. Dacă nu mi-am gândit pe mână așa. Da. Da, e mult mai ok. Deci față de cea originală arată și mai bine și e foarte ok. Da. Acum urmează să mă apuc să dau scutul de plastic jos, să-l demontez. Cred că o să-l pun și la vânzare, nu știu dacă mai am ce face cu el. Și urmează să-l pun pe cel metalic. O să revin cu încă un clip cu montajul structurii. Vă salut pe toți și numai bine!